Ok, bine v-am găsit la un nou tutorial în Cinema 4. De data acesta hai să ne apucăm de treabă în primul rând și după aia o să povestim pe parcurs ce vreau să fac. Vă rog, nu e un tutorial, e un video unde voi face ceva și ai înțeles și filmez în timp ce fac chestia aia. Pentru că am văzut că vă plac tutorialele și chestiile astea de genul. Deci, astăzi vom face un telefon iPhone 5S pe o masă într-un living room, cum ar veni. V-ați prins voi oricum, deci vom face un iPhone 5S. Mă rog, mai multe episoade, for fuck's sake, nu stau acum să fac tot într-un episod, nu? Într-un living room pe o masă simplă ca aceasta. Ok, hai să ne apucăm. Aici la încărcător și la astea, vezi, și la boxe și la alea n-am făcut. Mă rog, o să mă mai apuc eu în timpul liber. Vedem așa, dăm un preview. Da, plutește aerul, wow. Plutește în aer iPhone-ul, wow. iPhone. Și îl tragem în jos până atinge masa. Cam așa ar trebui să fie, un pic mai sus. Like, așa ar trebui să fie iPhone-ul. Să ne uităm, domnul preview, perfect, atinge masa. Să zicem că o atinge. Ok, hai să ne apucăm să facem aici, să modelăm noi frumos. Facem acum. Și am văzut că ați fost de acord să mă apuc de modelări în Cinema 4D, tutoriale, test, trestii chestii. Cum o sunat trestii chestii. Și da, mă voi apuca, fraților, și eu eram deja hotărât, am vrut așa să vă dai random, dacă voi vreți sau nu, dar oricum vreți, deci mă voi apuca de chestii de genul în Cinema 4D și aici mi se pare ceva în regulă. Așa. Perfect. Opa, stai mă, ce fac? Nu, 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 nu e bine, mă. Așa. Perfect. Așa, ducem în cealaltă parte a mesei. Și voi face un întreg living room, gen să fie un întreg living room. Și sper că va ieși ceva, adică un living room cu un iPhone pe masă și v-ați prins voi oricum. Voi filma în timp ce voi face, deci nu vă îngrijorați. Perfect. Și ultimul picior la masă. Ok, voi salva acest proiect și vi-l voi da și voi o să-l donați în caz de aveți creativitate și vreți să faceți ceva. Ok. Perfect, ia să-i dăm un render aici. Da, știi, masa e cam cât iPhone-ul, deci ar trebui să fac masa mai mare ea. Wow, un iPhone pe o masă. Ok. Ce ar mai trebui noi să facem? Hai acum să facem un pat lângă această masă. Ne apucăm de un pat, dăm un hypercube de ăsta. Îl aducem aici frumos, îl facem exact cum trebuie, un pat. Așa. Așa. Hai să zicem că omul ăsta doarme pe o saltea pe jos. Ba nu, îl înălțăm. Cum atâta să fie like 4, nu? Zic și eu cam atâta. Dar nu așa de în față. Așa. Știi? Și în spate dăm încă un hipercube de ăsta. Cum e așa zic eu, hipercube. Și facem foarte lung aici. Gen cameră. O cameră frumoasă. Și peretele va fi... Ia. Dar oricum nu-l vom lăsa așa. Zic să-l lăsăm. Create new material. Facem un perete albastru, așa. Fiecare casă trebuie să aibă un perete albastru. Și pe jos vom face și o mochetă. Pac. 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 Până totuși nu trecem de ăla în jos. Și o lungim peste tot, peste tot. Ok, și lăsăm jos să se vadă și patul și ăla. Așa. Și o facem în culori. Așa. Zic că arată destul de bine. Perete albastru.
Și zic că arată destul de bine așa. Ok, să ne apucăm aici la pat să mai construim un hyper sau ba nu, un hypercube. Fiți, nu, 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 boss. Hypercube și ne trebuie o temă de perină, pentru că n-avem așa ceva. Da. Așa. Sau să o modelăm noi direct, nu ne trebuie nicio temă. O facem noi direct perinuță. Ok. Perinuță, perinuță. Draga mea, perinuță. Ok, hai să facem mai mică un pic și cam așa. Știi? Să arate gen ca o perină. Așa. Stai jos. Și perina ce culoare are să aibă? Ceva roz, roz. Nu, stai așa. Roz sau mov sau ok. Știi, se vă o culoare mai faină, așa mai like, așa mai șmecheră, mai știi așa. Oricum, ați prins voi. Acum, hai să facem și la pat o formă, adică patul, știi, like, să stea așa random, să nu. Ia, care e patul? Asta e patul? Da, asta e patul. Pac și pac. Să arate și patul, să aibă și naiba și patul o formă, adică iPhone-ul e pătrat, e, na, adică nu e pătrat, e dreptunghi, dar nu trebuie să fie și patul așa, știi. Ok, perina o lăsăm pe pat normal și o dăm mai încoace. Hai să nu mă priveu iară și arată foarte, foarte bine living room-ul până acum. Acum, logic că nu există un pat fără vreo perină sau ceva. Ok, frumos, mai creăm un hypercube. Mergem aici. Încă o dată aici. O facem ca un fel de perină, să arate ca o perină, facem. Nu se pare. Deci asta trebuie bifată și asta la fel. Și acum facem frumos ca o perină, ca o perină, ca o plapumă și plapumele întotdeauna sunt foarte subțiri. Deci like mai subțire decât asta, foarte subțire trebuie să fie ca like așa. Ok, o lungim. Pentru că fiecare plapumă trebuie să fie cel puțin cât patul. Cel puțin, că eu am plapumă care îmi pică din pat. Și așa. Ok, acum fillet radius trebuie să fie așa. Foarte. Și ăsta. Perfect. Gen să fie așa. Ok, plapumă. Shader. Ken. Scoatem difuzul și ăsta. Nu, ba da, ba da. Specular. Așa. Și hai să-i dăm culoarea asta. Nu știu, zic că o să arate destul de bine. Zic. Așa, dar nu mă stai. Nu e bine. Nu, că nu. Asta mă, Banzi. Banzi, cred că era. Asta o fi, mă, Wood. Și Spicular. Sau care era ăla de... Ala-i. Și dăm culoare roșie. Roșie. Și difuzul roșie. Și Reflection. Perfect. Și acum o să arate super tare. Ia uitați, vedeți? Gen se arată roz, roz, vedeți? Dar arată cam, zici că e de metal pătura asta, dar e frumoasă oricum. Frumoasă. Cine n-ar dormi în așa pă? Bă, dar perina mi se pare prea mică, gen. Știi, perina să se încape pe top patul. Adică nu pe top patul, să pui capul ca lumea pe ea, mă rog. Face mai mare. Nu, 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 nu. Ce fac aici? La așa, cred că o să arate foarte, foarte bine. Ok, dăm încă o dată preview. Uite aici, iPhone-ul frumos. O să punem și aici, în Photoshop, când intrăm în Photoshop, în secțiunea de Photoshop, o să punem like pe iPhone, știi, meniul de la iPhone sau pe la lock screen-ul de la iPhone. Și masa, noi am dat culoare, mă, doamne, bă, frate, cum să nu-i dai nicio culoare la masă, bă? Ce asta e cel mai important, frate, dai culoare la masă, what the fuck? Ok, create. New material. Apropo, tot ce fac acum va fi download în descriere. Și puteți să downloadați și voi, logic. Cum nu? Adică pun la download. Eu zic să facem astea. Așa. Foarte, foarte bine, zic eu. Opa, nu, 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 nu. Ce fac? Mă dau render, what the fuck, deja m-am dat peciu. Perfect, ia. Așa, zic că arată foarte fucking bine. Și asta așa. Nu, 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 asta că arată ca patul, nu, cum să arate asta. Nu, stai așa.
Dar nu, că așa se prea mult se aseamănă cu iPhone. Dacă arată așa, se camuflează cu iPhone. Sau să las masa așa, mă, că arată destul de fucking bine masa cu iPhone, așa, nu? Zic și eu că arată destul de fucking bine, nu? Zic și eu, what the fuck are you doing with me? Nu, frumos aici, ok? Hai să vedem cum arată. Eu zic că arată foarte bine, uitați aici. Foarte bine arată iPhone 11 masă. Ok. Hai să încercăm să facem și un frigider aici, lângă ta frigider în cameră. Ne. Facem altă cameră. Jep. Așa. Size 2000. 2000. 2000. Așa. Eu zic că e bine așa. Ba nu, nu e bine. E subțire măcar. Așa dacă e bun. Așa, dar pot să fac și 12. 12, cred că o fac să aibă și ceva grosime perete. Ce mai vine unul să bagă prin peretele, o rupe tot. Ok. Și aceste tutoriale care le fac, sper să vă fie de ajutor, gen cum să faceți un living room sau ceva. Pentru că eu zic că da, sunt de ajutor. Deoarece pentru cei care vor să se apuce de modelare în cinema 4D, n-au de unde să știe cum se face un living room sau like, ceva de genul, știți? Ah, 900, 1000. Și eu zic că sunt destul de ajutor cu aceste tutoriale. Chiar dacă unii le consideră tâmpite, nu vă luați de aia care nu știu. Pentru că eu învăț pe aia care nu știu, nu pe aia care știu. Sincer, n-am nicio treabă cu aia care știu, ok? Pentru că poate cu unii nici eu nu mă compar, dar eu fac tutoriale pentru aia care nu știu să facă chestii de astea, gen să modeleze. 12. Pac. 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 Ok, ia uitați aici. Aici peretele, eu îl fac mai diferit. Unii pot să-l facă doar dintr-o dată, dar nu are legătură. Poți să-l faci cu două platforme. N-are nici pe dracu. Poți să faci din 10 platforme. Dacă ești începător și nu știi, poți să faci și din 15 platforme. N-are nicio legătură din câte platforme faci, contează că iese peretele. Ia să uităm un preview. Ia uite. Până acum. Dar acolo mai trebuie un hypercube. Păi cum nu? Ce ne mai facem fără un hypercube? Perfect. 1000. 1000. 12. Am obținut peretele. Un doim frumos. Deci acum nu mai așa de mare. Pentru că trebuie să faci și să arate ca un perete. Nu să-l faci să arate. Oh my god, aici am greșit. Asta mai în față. Dreptul ei. Trebuie să fie în drept, că după aia să se îndoaie ușa. Să fie îndoită ușa. La duce să avem o casă îndoită. Deci trebuie să facem la perfecție. Toată chestia asta nu există că ori ești începător și ți este groaznic, ori o faci la perfecție, bă. Like, uitați cum e și mie ușa. Îndoită, ca dracu. Dar nu-i nimic, puteți să dăm asta mai jos, că să nu are nicio legătură. Și dăm un preview. Ia uitați. Aveți, se vede chestia, se vede dunga. Dar nu-i problemă, dă mai în spate, nu trebuie să se vadă nicio dungă. Trebuie să dai până nimerești fără dungă. Vedeți, și acum se vede dunga. Dar trebuie să dai din lateral și atunci vezi când se vede dunga sau când nu se vede. Și dai până nu se mai vede nicio dungă. Dacă are ceva probleme, dai și mai mare să fie. Pardon, mai mică. Dar din size I. Trebuie să dai să fie mai mică și din size Z. Și poți să și îndoia, să nu-i problema. Asta poate e problema de îndoială, adică din îndoială de... Așa zic eu de îndoială, ok? Pac. Pac. Da, așa este și problema de la ziduri. Vedeți, e problema și de la ziduri. Pentru că nu le-am pus eu cum trebuie, pentru că m-am grăbit, dar... Vedeți. Pentru că m-am grăbit, nu a ieșit bine. Dar nu e problema de asta, asta le putem repara. Se repară în ceva timp mai lung, dar le putem repara, nu vă îngrijorați, nu rămâne așa. Mă rog, hai să zicem că am făcut și ușa de la cameră. Ok. Acum, bă frate, trebuie să facem un geam, ce naiba, bă, rămânem fără geam la casă, what the fuck, bine, geamul îl facem mai târziu, pentru că am trebuit să explic cu ușa cum merge. Ok, hai să ne facem așa,
mai cum facem bă noi ușa, frate? Cum ne iese ușa? Hypercube? Logica, Hypercube e cel mai important la chestia asta, casele și alea. Fără Hypercube, mori. Ești dus. Ok, pac. Ia să zic fără plugin, nu Hypercube, dar plugin, naiba, nici nu există măcar Hypercube. Hypercube, practic, e un material. Așa zic eu Hypercube. Nu se numește Cube, normal. Ok, ce facem noi acum? Băgăm aici 600. Și trebuie să întoarcem așa atunci. 600, așa. Și dacă ăsta are 200 și așa, 250. Spune nimeni. A, la etate, am nimerit din prima. Grosimea și astea. Ok, băgăm așa, așa. Și așa. Ok, dăm render. Și ce, frate, rămâne ușa așa înfiptă în perete, știi, zici că o ușa așa înfiptă în perete, e făcut să dea, a făcut așa de, știi, nu bă, nu o să rămână așa, nu vă îngrijorați. Facem balamarele de la ușă, cum nu mă, frate, să ne apucăm de balamare, direct Hypercube, așa zic eu, Hypercube, dar se numește Cube. Ok, dăm balamarele de la ușă, îi dăm viață la ușă, nu e așa, perfect. Mergem aici direct pe cub, dăm filet și ăsta, așa, îl facem foarte, foarte. No, îl facem foarte, foarte, deci foarte, foarte, foarte. Gen să fie aproape cerc, așa, aproape cerc. Și asta așa. Și îl facem foarte, foarte mic. Deci foarte mic trebuie să fie. Dar îl facem așa, până nu se mai poate face, vedeți că la un moment dat se face pătrat. Okay, îl facem foarte, foarte mic. Gata, atât. Acum îl facem mai mic de aici. Mai mic de aici. Mai mic de aici. Și vezi, se face din ce în ce mai rotund. Deci că e un dig acum. Mai mic de aici. Mai mic de aici. Și mai mic de aici. Perfect. Uite, deja e o balama. Punem aici frumos. Și introducem exact cum trebuie. Deci trebuie să ne uităm aici. Și introducem exact în ușă, bă. Într ușă și intră asta. Ia uitați. Prima balama este perfect făcută. Clic pe ea. Control C și Control V. O să se facă a 16-a. Dăm în sus și avem două balamale. Dăm Control V din nou. A 17-a o să se facă. Dăm în jos și ducem balamaua și jos la ușă. Perfect. Trebuie și jos, pentru că nu balamalele doar în sus, sunt și jos. Ok, facem așa, așa și am obținut balamale. Încă o dată, Control V, Control C. Dau ceva așa. Și ia uitați, aici nu a ieșit ușa. Perfect, mă. Stai așa, mă. Unde e clianța? Cu ce trag eu? Cu ce o deschid, știi? Like, cu ce deschid eu ușa? Când ies din casă, ce rămân blocat? Nu, frate, nu rămâi. Hypercube. Să vină aici Hypercube-ul, dați așa. Să vină aici Hypercube-ul. Unde, mă? Așa, îl tragem frumos aici. Și îl facem pac, pac. Îl facem foarte, foarte rotund. Deci rotund, rotund să fie. Și aici la fel. Rotund, rotund să fie. Perfect. Să facem foarte mic. Deci, like, ăsta 100... Nu, 50. 50 foarte putea să fie, 30, 30, 300, 30, perfect, mergem aici, băgăm în ușă și avem aici un rotund, bă, un rotund, ce facem noi cu rotundul ăla, facem, scoatem un pic și aici trebuie, nu, asta e size-ul ăla care trebuie. Așa. Așa. Încă un... Nu, stai, mă, dăm click, control C, control V și apare încă unde ăsta. Ok. Perfect. Ceea ce facem noi cu ăsta? Îl lungim în partea asta, îl facem înapoi. În partea asta. Și acum întoarcem. Și dăm click pe cube 20 sau oricâtele la voi, dar tot 20 trebuie să fie. Facem așa. Îl tragem un pic în afară, așa. Și avem o clanță la ușă. Bă, și ceva ce voi, frate, n-are niciun fel de... What the fuck? Ah, ok, clanța asta e cam stricată. Așa. Dăm un render să ne asigurăm că e perfect. Da, ia uite, e perfect, mă, clanța e făcută, bă, bă, cum să nu. Ok, la like, acum trebuie să mergem așa jos și uite, acum asta e living, asta e, nu living, mă, să zicem așa, unde te culci. Asta e tot modelajul care l-am făcut astăzi, mă.
19 minute. Bine, bă, boss, ai că a fost destul de rapid, pentru că altele ia foarte mult. Dar, ce facem acum? Dacă vrei neapărat să apară pe iPhone lock screen-ul sau știi tu, la ce mă refer, frumos te duci așa aici, așa, sau cum vrei tu să faci, dai render, dar nu dai acolo pe ăla, nu dai pe ăsta care ți-a, eu dai render, aștept să se randeze frumos tot living room-ul și faci acolo în Photoshop frumos dacă știi să dai cu plezul școlea, faci frumos pe ecranul telefonului și îți bagi acolo ce vrei tu, poți să găgești despre cate, orice, bă. Și da, mă, sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că v-a fost de ajutor. Acest ce am făcut eu aici, modelajul ăsta, dăm o render un pic, modelajul acesta ce l-am făcut eu în acest episod, îl veți avea desigur în descriere pe Mediafire la download. Ok, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest tutorial, eu am fost Raul și ne vom vedea din episoadele următoare cu modelaje de chestii. Vă lăsați-mi, vă rog, în secțiunea de comentarii sau în mesaj privat mai bine, pentru că în comentarii nu mă prea uit și nu le prea activez. În secțiunea de mesaje private, dați, uitați, hai să vă arăt și cum dați like mesaje private, dați despre, aici arată la mine cum arată, dar aici o să vă arate trimite mesaj. Trimite mesaj, click și îmi zici, bă, fă și tu o mașină, like, orice, practic, or fucking ce trebuie să fac. Orice ziceți voi, eu aia fac. Singur și chestii de genul. Chestii de genul voi face mai rar, dar voi face și de astea, gen de asta. Da, deci nu sunt eu zeu la After Effects, la Adobe After Effects, dar eu zic că e destul de bine să mai intri încet încet dacă te consideri designer bun. Eu zic că e bine să mai dai cu ochiul și prin After Effects să vezi ce se mai întâmplă, pentru că așa n-ai cum să fii designer dacă n-ai deschis în viața vieților tare After Effects-ul, bă. Pur și simplu n-ai cum. Deci dacă n-ai deschis în viața ta After Effects-ul, n-ai cum să devii un designer, frate. N-ai cum, pur și simplu n-ai cum să devii un designer. Cum să devii un designer când tu în viața ta n-ai deschis After Effects-ul. Ok, haideți să ne facem aici să ne ocupăm de pereți și de astea. Like that, boss. Da, o să dureze ceva mai mult renderul, pentru că na, e un perete totuși. Ia uitați-vă, e un perete, o să dureze ceva renderul. Și ușa, logic. A, nu, mai facem un material de ăsta. New material. Așa. Reflection. Băgăm albastru. Like ușa. Like ușe. Dăm pacii. Blurries maxim. Și min samples maxim. Max samples maxim. Așa. Și reflection-ul cât mai mare să fie. Și punem și poșa la fel. Și așteptăm să se randeze. Știu că se randează mai greu, deoarece e ceva de muncă la chestii de astea. Voi, unii dintre voi, poate ziceți, bă, frate, tipul ăsta, uite, frate, ce rahaturi face, le face în 5 minute și ies niște rahaturi. Dar nu, nu se fac în 5 minute chestii de genul. Deci măcar în 20 de minute în cât am făcut eu tutorialul acesta nu se fac chestii de genul. Numai că acest tutorial l-am făcut să, să fie și să, practic să se uite cineva la el. Nu stau o oră să fac un living room, că dacă stăteam o oră chiar făceam ceva ca lumea. Nu făceam cu bugurile astea la ușă, gen, stați bugurile astea, nu le făceam cu bugurile astea. Podeaua avea culoare, patul avea culoare și iPhone-ul totuși. iPhone-ul avea ceva... Na, pe el. Oricum, hai să facem și asta, să nu ziceți că sunt rău. Pac, facem podeaua, reflection. Facem grăsie ceva. Opa, nu, nu, nu. A, ba, da, texture. Texture, texture, unde-i texture-ul ăla, mă? Texture, perfect. Pac. Și ne uităm pe pat, avem un texture destul de epic pe pat acum. Haideți să așteptăm să se randeze un pic. Și da, puteți să puneți practic ce texture vreți voi pe pat sau unde vreți voi, mă rog, eu o să vă las link în descriere, download la ce am făcut eu, ia uitați acolo, Minecraft Skywars, scrie așa Minecraft Skywars pe pat. Ok, bă, sper că v-a plăcut acest tutorial, veți avea în descriere Cinema 4D-ul de la
modelarea aceasta 3D. Eu am să-i fac și un render. Să facem așa. Rep, am așa all frames, nu all frames, current frame. Back. Living room by Raul. Perfect, save user desktop PNG. Facem ales și dăm un mic render. Ok, în timp ce se randează living room-ul, adică living room-ul, practic ce am făcut noi aici, camera aceasta. Eu vreau să vă zic să dați un subscribe dacă vă place ceea ce fac și dacă mai vreți episoade de genul, adică modelări 3D, paturi, telefoane, modelări 3D, adică telefoane, living room-uri sau buzi, pot să fac și o baie. Practic toată chestia asta nu e de muncă mult, trebuie doar să ai imaginație, gen să știi ce faci, nu vii gen bă, o să fac un pat, știi, și vii după aia și pui acolo un cub, nici măcar nu bagi efecte, nimic, gen să fie așa ca un pas arate cât de cât, ca un pat, mă, cât de cât admisibil. Și asta, chestia asta, vedeți, e o reflexie. Mă rog, eu bă, sper că v-a plăcut, fraților, acest tutorial, cum să faceți un cameră de dormit, chiar nu știu cum să o numesc. Ok, sper că v-a plăcut. Eu am fost Raul, aveți link de download în descriere de la acest living room, să-l modificați cum vreți voi, puneți caractere de Minecraft în el. Practic, faceți ce vreți cu el, free, nu-i copyright, nimica. Da, bă, fraților, sper că v-a plăcut. Eu am fost Raul și ne vedem în următorul tutorial. Bye, bye!